Psalmul 20 al lui David. Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mântuirea ta. Slavă și mare cuviință vei pune peste el, căci îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Amin.